Azi suntem la datorie, echipați și înarmați, cu curaj și bărbăție, salvatori neînfricați. Suntem ștefani fără de teamă, din neam eroi proveniți, în provocările ne cheamă, nu știm cu toate să fim uniți. Hai, Ștefan Bună! Liceului meșterul Manole, cutezătorii. Echipa? Stingătorii! Împreună, mergem, depășim! Școala Securității sau a Bărbăției reprezintă o tabără de vară unde elevii claselor liceale, instituțiilor de învățământ au parte de instruiri practice în domeniul prevenirii riscurilor, iar salvatorii și pompierii sunt alături pentru a-i ghida în luarea deciziilor corecte. Evenimentul, care a avut loc două zile la tabăra Ghiocel din raionul Căușeni, a fost inaugurat în dimineața zilei de 24 mai. Activitatea dată am startat-o în 2018. Copiii sunt două echipe din Anenii Noi, două echipe din raionul Ștefan Vodă și șase echipe din raionul Căușeni. Practic, din trei raioane, copiii au posibilitatea de a face cunoștință, să facă prieteni și, în ultimul rând, să fie instruiți în cazurile de prevenire. Și anul acesta, peste 100 de elevi din regiunea de sud-est a țării au trecut prin cele mai interactive etape, de la echipare în costume de luptă până la lichidare de incendii simulate. Dispoziții de a vinge, de a lua un punctaj maxim pentru a crea noi perspective în viață. Da. Avem o dispoziție foarte bună și suntem foarte entuziasmați și am venit cu gândul să câștigăm și să arătăm tot ce putem. Ne-am pregătit ca o echipă, am fost mereu alături, am încercat să facem ceva să fie frumos. Aceste zile au fost cele mai minunate, cred că, din viața noastră, pentru că noi ne-am unit ca prieteni. Pe parcursul a două zile, copiii au luat parte la mai multe concursuri practice organizate de Direcția Regională pentru Situații Excepționale Căușeni. Școala Securității este foarte binevenit pentru că ei au învățat foarte multe. Au emoții, de asta ei nu ar putea singur să spună, dar s-au împărtășit cu mine că fiecare probă în parte. Pentru ei a fost ceva nou, ceva din care ei au învățat, chiar și ghidează și salvează. Toate etapele regionale a taberei Școala Siguranță au avut drept scop pregătirea tinerei generații în domeniul bazei securității vieții, iar elevii au fost gata să reacționeze corect în situațiile de risc create. Ți-e comod în prima? Nu, în prima. Ți-e comod într-o două, bine? Da. Cum ți-e comod? Pentru că viteza îți impune niște emoții. Concursul echiparea are așa o... Aici se desfășoară o tactică. Fiecare echipă are o tactică. Dacă echipa care s-a antrenat la subziunile teritoriale din care raion faci parte, dacă el s-a antrenat cu o tactică, aici poți câștigi secunde bune, dacă ai o tactică. Nu viteza. Viteza nu contează. Contează viteza, dar aici dacă de tactică. Cum am plasat cu rău, cum am plasat ăsta? În timpul deplasării, dacă îmbraci mănușile, nu pierzi 2-3 secunde aici îmbraci mănușile, dar în timpul deplasării, tu în timpul deplasării îmbraci mănușile. Și aici, tot depinde de tactică. Într-un joc, când antrenorul pune tactica jocului, aici tot la fel. Și aici au câștigat echipele care participă în a doua parte, că el se uită plusurile la și zice, uite cum a făcut aceea, uite cum. Profesorii din instituțiile școlare de învățământ care au ghidat copiii spun că miza acestor competiții, care se desfășoară al patrulea an consecutiv, este nu neapărat urcarea pe podium, ci acumularea experiențelor necesare. Departamentul Situații Excepționale, și anume prin doamna Maria, am reușit să formăm viitori cetățeni ai Republicii Moldova și mai mult decât atât, ei sunt bine pregătiți și în orice moment, atunci când facem ziua protecției civile, ei ne sunt sprijin deja, nu numai pentru instituția noastră, dar și pentru alte activități pe care le facem la nivel de raion. Pe parcursul a două zile, elevii au participat la mai multe concursuri practice, stafeta combinată, desfășurare de luptă, dar și competiții creative, cartea de vizită, lecții de viață și prin obiectiv. Se merită de desfășurat în fiecare an, pentru că tinerii noștri au nevoie de instruiri, de pregătiri pentru, într-adevăr, de a micșora riscurile și de a avea posibilitate ca în diferite situații să primească niște decizii corecte și să reacționeze corect. Participanții și-au testat abilitățile de comunicare și lucrul în echipă. Au susținut în cadrul concursului Ghidează și Salvează teste psihologice.
au participat la proba echiparea, învățând cum se îmbrace contra cronometru echipamentul pompierilor. Ca în fiecare an ne antrenăm foarte serios, pentru că merge vorba de viața omenească și cred că trebuie să ne antrenăm foarte serios. Mai scump ca viața nu e nimic. Scopul Școlii Siguranței este ca tânăra generație să cunoască mai multe despre activitatea pompierilor, salvatorilor, polițiștilor și a deprinde tehnici de acordare a primului ajutor, reacționare corectă în situații de risc, tehnici de orientare și autoapărare. Astfel de măsuri organizate la nivel de țară, eu consider că sunt foarte binevenite, că se educă o generație pentru a preveni niște riscuri în situații de excepționale. Astfel, consider că ar fi bine să continue astfel de practici, că viața este înainte. Conducerea Direcției pentru Situații Excepționale Căușine afirmă că impactul acestei școli va fi dovedit în ani, atunci când acești copii vor cunoaște cum trebuie de reacționat în situațiile de risc. Elevii sunt foarte predispuși, bine pregătiți pentru a participa la așa fel de concursuri. Și eu cred că nu este principalul cine câștigă, dar principalul este dorința lor de a se implica, de a participa și a cunoaște problemele care poate să apară la un moment dat. Și eu văd în tinerii de astăzi care sunt la acest concurs regional niște tineri entuziaști, niște tineri bine pregătiți, cunosc care sunt problemele la care ei trebuie să reziste și ei sunt primii apărători ai neamului. În urma încheierii etape regionale, locul întâi a fost luată de Liceul Teoretic Andrei Straistă din orașul Anenii Noi. Locul 2, echipa Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din satul Taraclie, Raionul Căușeni. Iar locul 3 a fost luat în Raionul Căușeni de echipele de la Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu HD-ul din satul Olănești, Raionul Ștefan Vodă și Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Căușeni. De asemenea, au fost acordate cupe pentru titlul de cel mai bun capitan al echipei și pentru fiecare loc 1 la fiecare probă din cele 6, inclusiv diplome de participare.